Bună ziua, oameni buni! Vă prezint mirul cu un de lemn de la icoana Maicii Domnului Prodromița, icoană cu chipul nepictat de mână omenească, care se află la schitul românesc Prodromul din Sfântul Munte Atos. Acest mir este ambalat în recipient din sticlă cu bilă pentru a fi folosit cu ușurință. Uleiul de măsline este sfințit prin taina Sfântului Maslu pentru vindecare de boli și dezlegare de farmece. În mir este pus un de lemn din candela de la icoana Maicii Domnului Prodromița, iar la final este adăugată esență de mir obținută din flori prin procedee știute doar de călugării atoniți. Această icoană minunată a Maicii Domnului vindecă și ajută mulți oameni cu diverse probleme. Uleiul din candela Maicii Domnului este tămăduitor și sfințitor, el fiind binecuvântat direct de Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. Maica Domnului îi ajută pe toți cei care vin la ea cu credință. Miruiți fruntea și trupul în semnul Sfintei Cruci și rugați-vă Maicii Domnului pentru ajutor. Sticluța de mir conține 10 ml de un de lemn sfințit. Dacă doriți să comandați acest mir tămăduitor deosebit de la această minunată icoană a Maicii Domnului, găsiți un link mai jos în descrierea videoclipului. Vă mulțumesc și vă doresc o zi binecuvântată!